Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ultimele zile ale lunii februarie vor fi tensionate din cauza aspectelor disarmonice ale Soarelui, Marte și Jupiter. Pe 27 februarie, cuadratura lui Marte și Jupiter va provoca agresivitate și intoleranță în berbec și săgetător, care, din cauza încăpățânării și inflexibilității, pot pierde multe în afaceri. Cea mai bună tactică în această perioadă va fi să adere la diplomație și conformare, deoarece aceasta va aduce mult mai puține pierderi decât confruntarea și insistența pe cont propriu. Racii vor avea tendința de a evita comunicarea în familie, dedicând mai mult timp chestiunilor personale, muncii și comunicării cu prietenii. Pe această bază, certurile cu rudele și jumătățile nu sunt excluse. Cea mai bună opțiune pentru RAC ar fi o călătorie de afaceri de câteva zile, care va ajuta la neutralizarea iritației și plângerilor acumulate împotriva celor dragi. Este extrem de nedorit ca scorpionii să facă promisiuni și să cheltuiască bani în această perioadă, iar peștii nu ar trebui să facă pretenții excesive față de partenerii sau admiratorii lor. Conjuncția soarelui Mercur și Saturn pe 28 februarie este un aspect triplu și destul de greu de interpretat care afectează viața unui număr imens de oameni, cei mai mulți lei vor experimenta un fel de criză mentală, din cauza unui contact destul de dur cu realitatea și cu legile Carmei, Gemenii și fecioara își vor putea pune în practică în modă destul de clar și consecvent vechile idei. Vărsătorii și Capricorniș vor putea îmbunătăți starea de bine și vor putea scăpa de unele probleme cronice de sănătate. O relație romantică care începe în această perioadă va dura foarte mult timp, dar mișcarea partenerilor unul către celălalt va fi destul de lentă și precaută. Balanța va putea îmbunătăți relațiile cu cei dragi cu care au existat anterior certuri, conflicte sau neînțelegeri. Berbecul va adopta o abordare echilibrată și responsabilă a afacerilor, ceea ce va avea un efect foarte pozitiv asupra acestora din urmă. Începutul ciclului de pregătire va duce la rezultate bune pentru vărsătorul și gemenii tipici, care vor putea aplica destul de rapid și eficient cunoștințele dobândite în practică. Sextilul armonios al lui Mercur și Jupiter de joi va îmbunătăți contactele în mediul de afaceri, va face posibilă încheierea de contracte profitabile cu companii străine și va desfășura în mod eficient evenimente publicitare. Un moment bun pentru a intra în instituțiile de învățământ superior, precum și pentru a începe activitățile de publicare și de predare. În această zi este bine să aranjați nunți, logodne și să intrați într-o căsătorie oficială. Acesta este, de asemenea, un moment favorabil pentru tratamentul bolilor pulmonare, săgetătorii, pești și racul vor găsi noi oportunități în domeniul științei, medicinei sau activității comerciale. Gemenii și fecioarele tipice pot merge în siguranță în călătorii lungi de afaceri sau călătorii de agrement, atât prima cât și a doua vor aduce beneficii, cunoștințe utile și impresivi. Primele zile ale lunii martie, pe de-o parte, ne vor încânta cu aspectul armonios al Soarelui și Jupiter, care va avea cel mai bun impact asupra sferei de afaceri, rezolvarea cu succes a problemelor, investiții de succes, interacțiuni eficiente cu cei de la putere, contracte profitabile, aceasta nu este o listă completă a aspectelor pozitive de care se vor bucura oamenii de afaceri. În sfera romantică, cei mai de succes vor fi racii, lei, Berbecii și săgetătorii, iar în sfera financiară peștii, taurul și capricornul vor primi oferte interesante pentru schimbarea locului de muncă sau a posturilor, iar aceste oferte vor veni din cele mai neașteptate surse. Pe de altă parte, o cuadratură tensionată între Venus și Uranus va tinde spre impracticabilitate și irresponsabilitate în sfera profesională. Acest lucru va afecta în special taurul și capricornul și, într-o măsură mică, vărsătorul și balanța, dar amândoi vor depăși tentația de a se spăla pe mâini atunci când rezolvă orice problemă dificilă. Scorpionii vor fi supuși schimbărilor emoționale în sfera romantică, tendinței de a înșela și relațiilor sexuale spontane, problemele hormonale cronice se pot agrava la balanță, iar problemele cu sistemul nervos periferic se pot agrava la vărsător, capricorn și pești. Este recomandat să petreceți sfârșitul săptămânii cu familia, evitând vizitarea evenimentelor publice și a locurilor cu aglomerație mare de oameni. Dacă nu este absolut necesar, este mai bine să nu conduceți o mașină, iar activitatea fizică grea trebuie evitată complet. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!